Două gropi de gunoi ce au fost folosite în trecut în Valea Jiului, la Urican și Vulcan, deși nu mai există efectiv, ele încă dau bătăi de cap autorităților locale și județene. Totul din cauza birocrației, după ce s-a constatat că terenurile nu erau ale administrației publice. Și dacă la Vulcan s-a rezolvat cu un schimb de terenuri, la Uricani încă mai sunt acte de rezolvat. Consiliul Județean Hunedoara însă dă asigurări că va prelua controlul. Vom face studii de fezabilitate la cele două gropi neconforme. Și știți că în cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor, groapa de la Urican, care este infringiment asupra României, și groapa de la Vulcan nu au putut fi închise în proiectul nostru mare din cauza faptului că era probleme cu situația proprietarului. S-a rezolvat și la Vulcan, s-a rezolvat și la Urican sau se va rezolva. Avem două surse de finanțare. Cea de la Vulcan, Urican trebuie închisă obligatoriu până în 31 decembrie 2020. Avem două posibilități pe fond de mediu, groapa de la Urican. Groapa de la Vulcan o putem închide pe POIM 100%. Groapa de gunoi din Vulcan, care a fost închisă acum 3 ani, este încă atent monitorizată. A fost restrâns perimetrul, dar sunt monitorizate scurgerile ce nu au voie să ajungă să contamineze solul și apele, iar mai apoi suprafața va fi acoperită cu pământ și iarbă. Vor fi făcute găuri de evacuare a gazelor din interior și totul va fi ținut sub control mulți ani de acum încolo. România a fost obligată să închide sau să reabiliteze gropile de gunoi neconforme, până la data de 16 iulie 2009, dar acest lucru s-a întâmplat doar acum 2 ani. Acum toate administrațiile locale din Valea Jiului duc gunoiul menajer la Bârcea Mare, însă depozitele de deșeuri de genul celui de la Vulcan sunt încă atent monitorizate și vor mai fi monitorizate și în anii următori. Incendiul de la sfârșitul săptămânii trecute a creat panică și a distrus o bună parte din serviciul de la intrarea în Petroșani. Cei de acolo spun că s-au reorganizat din mers, că fac tot posibilul ca clienților să nu simtă nimic și, în ciuda pierderii uriașe, activitatea a fost total repornită. Am reușit să ne reorganizăm în partea veche a serviciului, clădirile neafectate. Suntem 100% funcționali, putem să ne onorăm toate programările făcute de clienții noștri înainte și important este că suntem aici. Echipa mea e aici toată, care m-a susținut enorm. Lucrările le vom face la același nivel de calitate, deci nu cred că vom întâmpina probleme. Un puternic incendiu a izbucnit săptămâna trecută, joi la prânz, iar o hală întreagă a fost distrusă și o parte din birourile de la etajul clădirii. Unul dintre angajați a fost transportat la spital, dar a fost chiar a doua zi externat, iar proprietarii mașinilor care au ars în incendiu vor fi despăgubiți. Din fericire nu am avut victime, oamenii sunt ok, clienții au fost în regulă. Mulțumim lui Dumnezeu că putea să fie mult mai rău. Pagubele sunt într-adevăr mari. Îmi pare nespus de rău pentru clienții noștri care au avut mașinile în lucru și vă dați seama că pierderile sunt enorme și pentru ei, dar din fericire vor fi despăgubiți în totalitate. Pompierii spun că focul a izbucnit de la o scânteie în incinta unei hale încălzită și în care erau vapori de combustibil. 4 mașini au fost distruse, ele fiind în lucru în acel moment în hală. Mecanicii s-au reorganizat însă total și activitatea continuă, pentru că sunt clienți ce așteaptă să-și repare aici mașinile. Din sute de cabane și pensiuni care se află pe suprafața domeniilor schiabile din straja Parângor-Pasul Vâlcan, doar unii proprietari declară legal că fac turism și doar ei câștigă, pentru că acum de când bugetarii au vouchere de vacanță, doar cei ce declară activitatea de turism câștigă. Cu toate acestea, cei care practică turismul la negru aduc mari de servicii. Nu odată turiștii cazați în astfel de locații au avut parte de mari surprize neplăcute, de la lipsa apei la diverse alte probleme, și asta atrage o pată negativă asupra întregii zone. Unul dintre cei mai puternici investitori în domeniul turismului de la noi, Emil Părău, explică cât de tare are de suferit întreg sistemul și asta în condițiile unui TVA de 5% la cazare. Nu mă afectează din punct de vedere financiar, pentru că oamenii aleg să vină unde să lucră deschis, nu la negru. Și cei care vin, și turistul. Turistul se duce la cel care lucră la negru după ce nu mai are locuri dincolo, chiar dacă îi face o reducere. Pentru că la unul care lucră legal, are deja și pretenții la o servire, la o cazare, dacă nu poate să reclame, dacă te duci la cel la negru, unde să reclami sau ce să faci. Dar ne încurcă în altfel.
Cei care lucră la negru în general dau tunuri. Și ce înseamnă asta? În momentul când e plină straja, vă dau un exemplu, logică este plin tot. Ei, și vine și se cazează la Xulescu, care arată o poză și zice că are nu știu ce condiții și el acolo are niște paturi de 1,60 de iasă afară, 4-5 paturi într-o cameră, n-are apă, apropo, nu, poate nu-i merge WC-ul, știu ce, și atunci turistul spune, ei, am fost în straja, nu mai mă duvești, că acolo sunt niște condiții. S-a întâmplat și nu odată să fie reclamată activitatea de turism din straja, dar asta pentru că există oameni care preferă să fie cazați oricum, ori se lasă păcăliți de o fotografie pe internet, dar nu caută calitatea și serviciile sigure, decât abia când constată că au fost trași pe sfoară. Cabanierii fac front comun acum și le cer tuturor celor din zona de munte să intre în legalitate, pentru că și așa pot câștiga corect, iar pe turiști îi sfătuiesc să fie mai pretențioși. Nu și-a plătit o serie de facturi și probabil că asta l-a făcut să și plece. Vorbim despre proprietarul echipei de fotbal, energeticianul Nicu Sarcină, care nu a vrut să comenteze în vreun fel plecarea cu toate cele ce i-au aparținut de la stadionul Jiul din Petroșani. Primarul din Petroșani spune că pune pază, ca să nu mai poată intra nicio mașină, după ce a constatat că a tot luat obiecte din baza sportivă și că îl va acționa în instanță pentru plățile restante pe care trebuie să le recupereze. Ieri am rugat pe cei de la Clubul Sportiv Municipal să ia legătura cu oficialii de la energeticianul. Nimeni n-a răspuns la telefon. Am cerut o situație cu datoriile pe care ei le-au la primărie. N-au plătit chiria de 2 luni de zile și am înțeles că au și o factură restantă la Enel, dar asta e altă problemă. O reglează între cele două entități pentru că contractul este între ei. Noi am înștiințat Enelul că acel contract de închiriere a bazei sportive s-a încheiat și în săptămâna aceasta și săptămâna viitoare vom pune pază din nou de la poliția locală și vom interzice accesul în baza sportivă a celor de la energetician. Reprezentanții omului de afaceri din Gorj au venit zilele acestea la stadion și au încărcat o bună parte din ceea ce spun ei le-a aparținut. Au uitat însă să achite facturile uriașe la curent și utilități și acum vor fi trași la răspundere. La cei doar 16 ani pe care i-are Bea, tânăra din Vulcan, legitimată la Clubul Arcașilor din Aninoasa, a fost printre cele mai bune din Europa la Minsk, iar antrenorul său își pune mari speranțe pentru Tokyo. A impresionat din nou prin curajul și stăpânirea de care a dat dovadă și aceasta este cheia succesului său. Bea a terminat pe locul 32 din 48 de sportive. Cele 48 de sportive sunt clar cele mai bune din Europa. Locul 32... zic eu că este un loc care promite, având în vedere că a fost cea mai mică concurentă. Abia am plinit 16 ani, în condițiile în care celelalte concurente toate erau peste 20 de ani. Este o arcașă care a promis încă de la început și toate speranțele sunt acum pentru Olimpiada de la Tokyo. Comitetul Olimpic, reprezentanții Comitetului Olimpic au fost mulțumiți de evoluția ei și se vede un progres și putem spune că sunt șanse pentru calificare la Tokyo. Calificare care are loc anul viitor, iar în urma analizelor făcute de Comitetul Olimpic și de noi, șansele sunt reale pentru calificarea la Tokyo. Beatrice s-a antrenat cum nu se putea mai bine și a reușit calificarea fiind o tânără în care arcașii de la Ninoasa, dar de fapt din toată România, și-au pus toate speranțele. A punctat întotdeauna maxim, pentru că are o determinare absolută și un calm absolut necesar în acest sport. Ne-a uimit mereu cu modul de acțiune și antrenorul său, Viorel Hăbian, spune că e de o stăpânire cum rar a văzut, iar noi așteptăm să o vedem la Tokyo. A trăit încă o experiență de coșmar, cu multe momente de cumpănă. Și dacă a trecut printr-o accidentare gravă, acum câteva ediții, de data aceasta nu s-a riscat. Vorbim despre Toma Coconea, cel care anul acesta a bătut recordul european la ridicarea în aer cu parapanta. Primul său interviu ni l-a acordat nouă, acasă, și atunci când l-am întrebat ce mănâncă Maurer, de e mereu primul, ne-a explicat că elvețianul chiar a ținut cont de sfaturile lui încă de la prima ediție, pentru că Toma chiar a fost unul dintre cei ce a fost mereu în umbră. Dar ne-a vorbit și despre momentul în care a ales să trăiască, pentru că decizia sa a făcut diferența. Foarte multă lume s-a întrebat ce s-a întâmplat în penultimul meu zbor, când toată lumea, când m-a văzut la 6.000 de metri, știau că voi ajunge la final. Când am luat penultimul punct și mai aveam 80 de kilometri până la Monaco,
Ghinionul meu a fost, cum în cursa asta poți să ai și noroc și ghinion, ghinionul meu a fost că aveam o furtună la un kilometru în față, nu știam că o să fie așa de violentă. La un moment dat m-am lovit de furtună la cad de un zid și am început să am incidente, mi-a crescut pulsul, a văzut că eu îmi descărcam tot tracul seara, au văzut și suporterii de la 180 la 230-240, aveam un puls foarte ridicat unde mi s-a rupt și echipamentul, am avut incident foarte, foarte dur acolo și am ales viața că dacă întorceam după munte să mă salvez, aveam un procent de 80% să mă accidentez. Știam că nu o să ajung la final, dar am luat decizia asta, chiar dacă sunt o fire încăpățânată, am luat decizia asta să fiu aici cu voi, să împărtășesc și să-mi văd de viață mai departe, că viața merge mai departe și e important să fii cerebral și să iei decizii înțelepte. Nu a ajuns la finish, dar vrea să-l cheme în România în parâng pe cel ce câștigă mereu această cursă, pe Maurer, omul care a și declarat la conferința de presă de la Monaco cât de mult l-a inspirat Toma Coconea. Eu am un proiect, încă sunt încăpățânat să organizez X Carpațu și cu siguranță ar fi onorat să vină, că e un băiat foarte, foarte, foarte ok, competitiv și cu siguranță l-aș face curios de proiectul din Carpați. La conferința de presă chiar a declarat că a ținut cont de sfatul meu, că m-a întrebat acum 10 ani de zile ce mănânc și ce fac eu de alerg așa foarte bine și am zis îți trebuie cam 10 ani de antrenament și acum a declarat la conferința de presă că a ținut cont de sfatul meu. Toma a venit extrem de pozitiv. Ne-a povestit că a fost greu, că la Monaco l-a așteptat Mihaela Rădulescu, care l-a și cazat și care l-a și tratat, că anul viitor se însoară și că și acum alături a fost bunul său prieten Tibiu Șeriu. Tibi a venit într-un moment foarte dificil, care m-a ajutat foarte mult în cursă. La Lermos nici n-am apucat să-l salut, am aterizat, acolo trebuia repede să și decolez iară, că am aterizat după masa la 4, încă la 5 mai era condiție de zbor. Zic, Tibi, nu te salut, ia repede apă și fugi cu mine sus. A fugit repede cu mine sus, am decolat, ne vedem de seară încolo spre Elvețieni. A doua zi, seara mergând cu el pe stradă până la 10:30, până s-a oprit timingul, îi zic, vezi că mâine am un ghețar foarte greu de urcat, sper că vii cu mine, face cum Toma, pentru ce am venit, cu drag. Ne-am luat colțar, ne-am luat echipament, ne-am luat coardă, am ajuns sus pe vârf. Și ultimii 2 km s-a lăsat plafonul, o grindină, nu mai vedeam pe GPS, ne învârteam pe o pantă de 45 de grade cu colțarii, nu mai vedeam nimica. Eram acolo în punctul ăla de pas unde trebuia să decolez, dar nu știam că sunt acolo, dar nu vedeam nimic, am văzut că se albește un pic, s-a ridicat plafonul și zic, Tibi, trebuie să decolez. Zic, dacă nu erai tu, nu te lăsam singur aici, te descurci tu. Și am decolat și am plecat mai departe. A fost niște momente emoționante. Cursa din Alpi a fost încă un obstacol pentru Toma, dar așa cum îl știm, nimic nu-l va opri pe veteranul acestui concurs infernal să mai vrea și participarea la o ediție aniversară. A fost o competiție frumoasă, reușită, asta o spun și din prisma specialiștilor care au văzut, nu se așteptau la mine să fac o cursă așa de tehnică și cu foarte mult zbor, cu un procent mare de zbor de 70%. Am fost câțiva, să zic așa, 15 atleți care oricând puteam să răsturnăm clasamentul. M-am luptat cu plutonul din plutonul urmaș, plutonul 2, să zic așa, plutonul fruntaș. Și încă nu s-a terminat bine și mă gândesc la cea de-a 10-a ediție aniversară, care deja o pregătesc, cred că din conducând 2000 de kilometri de la Monaco, cred că asta m-am gândit tot drumul. Pentru noi, cei din Valea Jiului, Toma Coconea este cel mai mare motiv de bucurie. E acasă și, așa cum ne-a spus, a venit să ne bucure cu experiența lui minunată. O va face și altă dată și cred că l-am găsit mai optimist ca niciodată, pentru că acum a avut alături de el o echipă fantastică. Toți cei care i-au fost alături l-au susținut, l-au încurajat, cu ei a făcut seară de seară calcule, iar acum a venit să ne facă mândri că suntem din același loc.